Volumul de activitate a tribunalului Maramureș a crescut în 2017, o pondere semnificativă fiind înregistrată la dosarele noi. Asta arată statistica pusă la dispoziția presei astăzi de reprezentanții instituției. Per total instanțe, numărul de dosare în 2017 față de uh, anul 2016 a crescut cu 22,53%, o creștere destul de semnificativă care se. Reflectă în mod special la secția a doua de contencios administrativ și fiscal unde s-au înregistrat 4.639 de cauze în 2017 față de 3.786 în 2016. Și la secția 1 civilă s-a înregistrat o creștere de aproape 16% iar la cea penală de aproape 10%. Împrejurare care este cauzată în primul rând de aplicarea noului cod de procedură civilă și a noilor reguli de procedură în ceea ce privește atacabilitatea hotărârilor, o scădere a cauzelor aflate în faza de atac a recursului, raportat la împrejurarea că această cale de atac a redevenit, să zicem, o cale extraordinară de atac. Anul trecut au crescut foarte mult numărul dosarelor privind litigiile de muncă. Este vorba de o creștere de peste 70%.